Dacă n-ați văzut, a fost accident acum la 4 jumate în pasaj. Wait for it. Wait for it. Primele două chestii. De ce accelerezi când nu vezi ce e în față? Știți, e chestia aia cu nu accelerezi în curbă până nu vezi ce e după colț. Că dacă e un prost oprit, ce faci? Fix asta a făcut prostanul nostru. Și al doilea, uitați-vă puțin la el. Deci el este cu truck-ul, este cu camioneta și el este la cămașă. Am văzut astăzi, n-am apucat să filmez, am văzut un dăsta tot la fel, 3, 4, 5 litri, căra 3 scânduri. Deci prima oară îl știu, adică e și o culoare evidentă și știu și motorizat, căra niște scânduri. E prima oară când îl văd cărând ceva. Și era o chestie, asta trebuia să filmez, dar n-am apucat. După care urmează partea a treia. Da? Deci omul tocmai a lovit două mașini. A lovit două mașini să dă jos pe picioarele lui. Dă-ți-o mai departe. Video continuă. Omul este să vadă ce are mașina lui. Deci nu să se ducă la ceilalți, nu nimic. Te-i dracu pe ceilalți. Să nu te dai jos cu ranga și să-i moi oasele? Ce, l-am lovit pe ăla din față, l-am lovit pe... Dă-i mă, dracu, mă, eu, uite, mi-am bușit mașina. Încă o dată. Da? Deci uitați-vă la el. Deci el deja derapa ca prostul. Pentru că intrase în ăsta cu viteză mare, probabil să ia fața cuiva. Deci el deja derapa ca prostul când intrase în pasaj. Probabil avea suta și deja derapa. De ce? Pentru că e o mașină înaltă, nu e o mașină. Sigur oprești 4x4 ca să consume mai puțin, că atât te-a dus capul să-ți iei camionetă în oraș, mergi cu ea în oraș și decuplezi 4x4 și practic tu ești pe o tigaie înaltă, ești pe un șifonier înalt care e foarte instabil. Tu știi în chestia asta, decuplezi 4x4. Am luat la un moment dat un Duster în teste și desigur că era avea 4x4 decuplat. Și zic, e și ploaie și mergem și tare cu ele și avem și 4x4 decuplat. Nu vrei mai bine să blocăm 4x4 ca să tragă și spatele în caz, Doamne ferește, ceva, nu murim? Pentru că consumă mai mult, dar nu murim. Deci stați, deci el deja încoată, el deja derapa. El deja derapa când a intrat, uite-l. Deja derapa când a intrat în pasaj. Uite, lovit prima mașină, lovit a doua mașină și îl doare în cur. Uitați-vă puțin, îl doare în cur. Să uitați să vadă dacă i s-a lovit mașina în spate. Are legătură multă cu ce discutăm de obicei. Șofatul nu este, nu mergi doar așa, uitându-te în curul mașinii din față. Nu mergi doar așa. Te uiți și în fața ta. Te uiți un pic și în retrovizoare. Ăla care merge în paralel cu tine e blocat în telefon. Și ușor, ușor așa dă și te acroșează. Șofatul nu este să te uiți doar la curul mașinii din față. Nu este. Știți că luni am râs de specialii de la atelierul de detailing. Ei sunt mai mulți acolo. Dom'le, mi-au cu automată că nu vreau să-mi bată volanta, nu vreau să... Ia luați-vă voi DSG-uri și altele alea, ai și problemele de cutie automată și problemele de manuală. Nu, eu nu mă bag la DSG-uri, eu nu mă bag. Mi-e o frică de DSG-uri, ai de capul meu. Sunt foarte bune ca și cutie. Mie îmi place. Păi, sunt bune că merg. Și acces strică stușelul de departe. Oameni adulți vorbind despre chestii. 2024, nu, automatele sunt... Manuale. Și eu sunt retrograd la unele chestii. Sunt reticent să-mi schimb telefonul, să am aici camera pe care filmez are 10 ani, sunt controlat pe Windows 10, sunt confortul unui monitor, unui camere care merge foarte bine, n-am de ce să schimb, da. Știi, ți-ai manuală când ești sărac, n-ai bani, dar nu pretinde că, domne, nu, manuale mai nașpa, automata e valoare. Ăștia sunt oameni de la detailing și dacă râzi de ei că sunt în halul în care sunt, cred că ai ceva cu ei. Și nu că problema este cu tine, nu cu ei. Nu tipii în labza, am zis în live-ul de a trecută. Oamenii nu vor automate pentru că costă 1400-1500, dracu știi cât costă schimbul de ulei din cutie. Și nu vor chestia asta. La fel cum conduc, știi, ăștia cu dieselarele să iei să spui. Ai schimbat DSG-ul? Ce? Cum nu? DSG-ul nu se schimbă, domne. Zic, ba da, te uiți manual la 200.000 se schimbă. Nu, domne, că merge, că am verificat eu, că știu eu, că mi-a zis mie un nepot că merge. A? Nepotul ăla nu ți-a zis și că se schimbă? Aici e o fază din Cluj. Aici e o cădere de birouri și aici sunt toți oamenii care lucrează aici.
Pentru că la clădirea de birou nu s-a putut face și parcare pentru că era metrou pe dedesubt. În caz că nu știți, în Cluj e metrou. Și de-aia n-au săpat 2-3 nivele în jos să facă parcări. Noi nu credeam că o să vină angajații cu mașinile. Știți că cănării din astea. Mă rog, sunt clădiri de birouri care au în București, puțin sunt astea, sunt lângă guri de metrou, sunt la 2 minute de metrou, față de astea. Sunt alea prin Pipera, unde toată lumea coboară la metrou Pipera și merg un pic pe jos. Acolo înțelegi de ce n-au făcut foarte multe parcări. Dar la faze de genul ăsta, mai ales când sunt alea, am fost la un dat la un interviu, era la Pipera în câmp, tată. Deci nu era asfalt pe stradă. Și am cerut spor de rușine. Am spus, ok, eu vin aici, vin, bocanci, chestii, nu știu ce, vin. Da, spor de rușine. Nu, că asta să vedeți, că zic, ne. Prin Pipera s-au mai pus tâlpișori, pentru că erau trotuarele pline de oameni care noi nu știam că o să vină angajații. Deci noi am făcut 12 etaje de birouri să poată să stea 5-600 de oameni, dar noi nu credeam că o să vină atâția cu mașina. Dar cu ce credeți că o să vină? Scuze-mă că întreb. Cu ce credeți că o să vină? La un dat, biroul Microsoft România era vis-a-vis de noi. Noi eram la Mediafax și biroul era Ateneu. Deci cineva făcuse această clădire de birouri, cu 0 locuri de parcare. Deci aici era sediul Microsoft. 0 locuri de parcare în buricul Bucureștiului. Știi, frumos, era lângă metrou, că nu știu ce, dar tot mai veneau câțiva angajați care... Da, și pe aia parcarea... S-a făcut parcarea de la universitate, care pe vremuri era foarte scumpă. S-a ieftinit, au rămas prețurile pe loc, pentru că era nesimțire, adică înainte lumea nu parca acolo, pentru că am parcat eu. Toată lumea zicea, domnule, parcarea de la universitate goară, domnule, parcarea de la Unirii goală. Boss, ai încercat să plătesc, să vezi că e 100 de lei 2 ore? Acum, adică în ultimii 10 ani s-a rezolvat. Da, n-ai clar, da, dar asta zic, deci pe vremuri era, nu știu, 50-100 de lei 2 ore la parcările astea. Da, și întorcând aici la cineva cu zicea că am întrebat la un interviu, aveți parcare? Da, câte locuri? Păi vreo 10. Dar nu, adică, ok, bun. N-ai parcare, dar ești lângă un mijloc de transport? Nu. Ah, ok. Și eu ce fac? Păi o lași la Buzău, vii cu autobuzul și pe care mai mergi tu pe jos 2 km. Ah, ok, bine. Lăsați așa. Știi când se fac sondajele alea anonime în firme, am văzut companii care trebuie să se mute pentru că e de căcat, suntem prea înghesuiți unii între alții, nu putem să fim creativi, nu putem să nu știu ce și nu e lângă un mijloc de transport în comun. Ok, parcare, las că vedem unde ne parcăm, da? Mm-mm. Și ce trebuia să facă ăștia când au făcut metrou de la metrou ăsta? Trebuia să cumpere și terenul de la Valea Lumiței, ultima stație? Și trebuiau aici odată să cumpere, aici pe Iuliu Maniu, la ultima stație de metrou, trebuia să cumpere teren să facă o parcare, P+3, P+4 ceva, oamenii care vin în București să poată să-și lase mașina cu 20-30 de lei pe zi și aici la fel. La ăștia la fel trebuia să le facă o parcare undeva să nu mai intre cu mașina, adică ăștia care vin din Bragadiru, din zona asta de săraci, toată zona asta de săraci, trebuia să vină să-și poată lăsa mașina să poată să o iei în metrou. Că autobusul e praf, că n-are linie dedicată. Așa trebuie făcut. Am văzut chestia asta în Germania, am văzut chestia asta peste tot. Și am fost la un dat cu trenul în Germania, pur și simplu în curtea gării era parcare și am plătit ceva genul 3 euro pe toată ziua. Te uiți la asta, la gara de nord, unde toată lumea vine să ia neamurile, vine să nu știu ce. Ok, sunt și autobuze, dar fă busă și o parcare. No, parcare sunt 3 sunt e parcare de 10 mașini. E o parcare care merg, eu n-am văzut niciodată parcarea asta goală. Da, deci e asta de aici care, uitați-vă și voi, sunt 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20 de mașini parcare. Super! 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 20 de mașini. Și eu n-am găsit niciodată loc de parcare acolo. 20 de mașini pentru gara de nord din București. Ok, nu zic să dărâm parcul, dar hai să ne gândim și noi un pic. Nu știu, fă undeva într-o parte. Ce dracu e aici? Aici, fă aici parcare pentru oameni, cu plată. Că oamenii vor să vină să plătească. Vor să-și ia neamurile. Vin neamurile cu 4 sacoșe din provincie, pe tren. Nu? Vor să... Nu poate să meargă cu ele, nu poate să meargă Mătamarea până autobuz cu 2 sarsanale. Noi nu știm. Ți? În alte țări cum este? În alte țări e așa. Nu au 10 miliarde pe an ca să investească că de atâta ai nevoie ca să ajungi cu noi de parcare. Come on, hai. Deci dezvoltatorii imobiliari poate să facă, dar tu nu poți să faci. Ok, bun. Hai că, într-adevăr, pentru o parcare trebuie să pui mai mult beton și mai mult fier. Dar faci economie la gresie, la instalație, nu știu ce, că e doar parcare. Chestia, ok, statul e prost. Privații ce scuzau? Ăsta de aici.
când a făcut căcatul ăsta de clădire, ce scuze are? Ce? Nu s-a gândit la ce? Nu s-a gândit la nimic. Știi? Statuie în toate felurile, dar noi când vine vorba să facem noi ceva, a, nici noi, nici pe noi ce cap foarte tare. Nasolic. Câte locuri ar trebui să aibă clădirea aia ideal? Teoretic ar trebui 10, 15, 20, aș îndrăzni să zic 20. 20% să fie parcări. Ai 100 de angajați pe etaj, 20 de parcări. Nu, două parcări. Am lucrat la un moment dat pe Avram Iam, Caurel Vlaic, nu știu unde era. Mă rog, era într-o zonă de asta de cineva făcuse un căcat de clădire de birouri între case cu 6 locuri de parcare. Câte etaje sunt? 3? Aceștia, 6 locuri de parcare pentru șefi. Și restul angajaților, șoferii care trebuie să plimbe ca să nu știu ce. Mașinile companiei care trebuie să ducă oameni, trebuie să nu știu ce. Nu știu, că au stat un an, doi acolo și pe care s-au cărat. Surpriză, de ce oare? Chestia asta trebuie să odată să o gândiți voi, adică dacă sunteți dependenți de mașină sau nu știu ce. Și doi, chestia asta trebuie să o faceți în momentul în care cumpărați. În momentul în care cumpărați pentru voi o casă, trebuie să țineți cu dinții de câteva, nu trebuie să lăsați. Dacă aveți mașină, dacă vă trebuie mașina, dacă... Așa? Nu, lasă că vedem noi unde parcăm. Nu există chestia asta. Sau, din nou, dacă aveți posibilitatea să cumpărați loc de parcare, cumpărați loc de parcare. Știți că e chestia asta cu... Am văzut acum că se ceartă lumea cu traficul de la școală. De ce? Că te-ai mutat la porumb și nu te-ai gândit că trebuie să duci copilul la școală. Nu te-ai gândit. Și acum plângi și acum te enervezi. Eu ce să fac? Spui mie, ce să fac eu? Auzisem niște părinți când era fiul meu la gimnaziu că... Dar noi dacă nu plecăm la 7... La 7 din Sâmpetru Petru nu ajungem la 8 la școală. Să înțelegem, erau maxim 6 km. Da. De ce? Că v-ați mutat prost. De-aia. Tipul care mi-a cumpărat mie casa, la fel. A căutat o casă pe la foarte mică distanță de școala lui Fisa. Spune, bă, m-am săturat, nu mai pot. Nu, puțin, nu mai pot. Fac drumul, sunt șofer. Deci mă duc să iau la 12, după care are balet, după care nu știu, tot timpul eram în mașină. Și nu mai pot. Scot niște bani din buzunar și baracuda. Ceea ce spui tu este pe jumătate adevărat, că mai multe parcări, mai multe mașini în trafic, dar nu este complet adevărat. Îți dau exemplu meu. Eu am mașină, am fost astăzi la cumpărături. Am luat cola, am luat apă fructată, am luat un box de bere, am făcut cumpărăturile pe o săptămână jumate. Pot să mă duc cu Uber-ul? Pot. Da, uite, fel. Acum nu găsea soția taxi, am dus-o eu. Ieșim în weekend cu mașina, mai car chestii, fac chestii de bricolaj. Eu la asta a fost mașina, eu nu circul zi de zi cu mașina. Aș putea să renunț la mașină? Aș putea, dar nu prea, pentru că din nou, am drumul cu ea, chestii de bricolaj, nu le car cu taxiul. Și ca mine sunt mulți, știu și eu, oameni care ies doar în weekend, se duc la părinți, ies din oraș, se duc la plimbare și așa mai departe. Pentru că și-au aranjat situația în așa fel încât să nu se ducă cu mașina zi de zi la muncă. Știu că oamenii dacă vor avea locuri de parcare, își vor lua mașini. Dar nu este complet adevărat. Nu, procesul este așa. Te pui și pui stâlpișor să nu mai parcheze pe trotuar, să mai parcheze aiurea. Amenajezi parcări și după care începi să ridici să dai amenzi. Și în felul ăsta, în blocurile alea unde nu se poate parca, ori renunță la mașini, ori se mută. Atât de simplu este. Ori renunți la mașini, ori te muți. Pentru că dacă nu o să mai ai unde să o lași și nu o să poți să-ți cumperi de parcare, trebuie să renunți la mașină. În momentul în care nu o să mai poți să parchezi aiurea, vinzi apartamentul și te muți în altă parte dacă nu vrei să renunți. Adică ori renunți ori la apartament, ori la mașină. Atât de simplu este. Și mi-a plăcut că anul ăsta a fost mai puține plângeri ca niciodată pe tema traficului. Ori oamenii s-au resemnat, ori pur și simplu... Da, în adevăr este că noi suntem în trafic. Da, în adevăr este că noi trebuie să ne cumpărăm. Ori să ne ducem copilul la școala din sat, ori să...